La ultima ședință a Consiliului Local Sighetu Marmației din luna februarie s-a discutat din nou despre proiectul de hotărâre privind lipsa obligației la plata taxei speciale de salubritate a unor persoane fizice din municipiul Sighetu Marmației și de această dată au fost numeroase discuții pe marginea acestui subiect, însă nu a fost trasă o concluzie clară nici acum. Este un proiect care s-a mai aflat pe ordinea de zi în mai multe rânduri. O să motivez un vot nefavorabil, întrucât o întrebat comisia în felul următor. De la 249 până la 290, rânduri de case, sunt acolo mai multe. De ce nu a făcut și aia cerere? Numai ala de la 249 și ala de la 290. Sunt, 41 de case între ei. Aici o și de-aia pe motivul ăsta odată să vină și aia că le dă luna viitoare la toți. Aviz nefavorabil. S-a confirmat că nu au acces. Cred că comisia juridică, da? Observând proiectul de hotărâre, am observat că sunt două solicitări, am observat că s-au făcut verificări de către Herodot, sunt semnate însușite, avizul este favorabil. Herodot semnează? Eu pot să vă spun că poziția Comisiei de Buget Finanțe a fost de-a lungul timpului foarte fermă, aceeași, nu am fost de acord să se scutească nicio persoană de la plata acestei taxe, am intrat pe cu totul alt tărâm, lucrurile s-ar complica, vor fi alte soluții care ulterior se vor putea lua. Am înțeles că la unele dintre acele persoane care inițial au venit cu cerere, li se asigură deja serviciul de salubritate, se colectează gunoiul, menajer, deci trebuie să găsim soluții ca să acoperim întreaga rază a municipiului Sighet. N-aș putea să fur de la nimeni nimic. Stau și mă gândesc, oare oamenii aceștia au mai făcut solicitări? Oare chiar oamenii aceștia... Deci oamenii aceștia oare au niște argumente pentru care să nu plătească? Deci eu presupun că și ei au dreptate pe undeva. Eu nu sunt favorabil pentru treaba asta. Nu sunt, nu știu câte sute de case. Comisia este pentru. Este favorabil, da. Da, după cum știm foarte bine, de câte ori a fost Herodot la noi în Consiliul Local, nu de multe ori, da, a fost, și vechiul Herodot și actualul Herodot, administratorul de la Herodot a specificat că și dacă merge cu jeep-ul personal, urcă până la ultima casă să strângă gunoiul. Și acum de ce vine și ne spune că a făcut o analiză și că nu poate? Că nu înțeleg. Când a mințit? Atunci sau acum? Pentru că el a confirmat aici în Consiliul Local că toate casele și toate ulițele vor fi prestate serviciile de salubritate. Deci, cred că ar trebui Herodotul să-și revizuiască serviciile, nu să poarte oamenii pe drumuri, pentru că ei au obligația să strângă gunoiul din toată raza municipiului Sighetu Marmației. Nu putem să-l plătim, atunci ar trebui să-l plătim și pe el, doar parțial, să nu-i mai dăm banii. Adică dacă ia gunoiul, de exemplu, amestecat deșeurile reciclabile cu cel menajer, ar trebui să nu-i plătim deloc cantitatea respectivă. El a promis că face salubrizare în toată localitatea noastră. Deci să-și o facă. Că merge cu căruța, că merge cu jeep-ul, nu-i treaba noastră. Primește bani pentru asta. Eu voi manifesta aceeași opinie pe care și prin vot, pe care mi-am manifestat-o de fiecare dată când am avut astfel de cereri. În anii anteriori, personal am fost să verific împreună cu domnul Ovidiu Șuștic dacă într-adevăr acolo există acces sau nu există acces pentru a fi ridicate deșeurile. Doamna Curmei, aveți dreptate și a luat angajamentul că merge să ridice. Și dacă nu merge să ridice, este culpa omului? Omul este vinovat și trebuie să plătească, de exemplu, într-un caz am văzut 3.000 de lei pentru un serviciu care nu este prestat. Eu știu în felul următor, dacă am un abonament la o firmă de telefonie mobilă și plătesc abonamentul și nu mi se prestează serviciul, reziliez contractul, pentru că eu în raportul cu Herodotul sunt un client. Pe mine nu mă interesează ca și beneficiar a unui serviciu de salubrizare, da? Din ce cauză, că o fi vina primăriei, că o fi vina operatorului, nu mi se ridică deșeurile.
Tocmai de aceea, noi când am instituit regulamentul, avem un articol pe care l-am votat cu toții, că în situația în care operatorul nu poate să aibă acces din cauze obiective referitoare la un relief accidentat, omul poate să fie scutit sau este scutit de la plata acestei taxe. Noi am votat aici cu toții, am instituit o excepție. Nu știu, a fost adoptată hotărârea. Mi se pare normal ca beneficiarii acestor servicii, dacă nu li se ridică gunoiul, să nu achite această taxă. Și atunci merge mai departe. Din ce cauză nu se achite această taxă? Pentru că onor domnul de la administrator al firmei Herodon ne trimite o adresă prin care ne spune că nu este culpa dânsului. Nu știu, nu și-o fi luat elicopterul de care vorbiți dumneavoastră, și spune că el s-a constatat că datorită configurației drumului de acces, operatorul Serviciului Public de Salubrizare nu are acces cu auto special în vederea asigurării Serviciului de Salubrizare. Deci culpa, să ne înțelegem până la urma urmei. Nu știu dacă este a operatorului că nu și-a luat elicopter, pentru că atunci când se ridică deșeurile, știm foarte bine că discutăm de autospeciale autorizate. Nu se poate ridica gunoiul cu elicopterul, să nu fim absurzi. Este o legislație de mediu. Vina este autorității locale, că n-a făcut calea de acces ca să se poată merge până acolo. Eu am fost în multe locuri în cizme de cauciuc în municipiul nostru și am văzut. Mergeți la fața locului și vedeți. Și atunci stau și mă întreb, este vina acestor oameni? Sunt ei vinovați pentru că unul nu și-a luat elicopter și nu și-l-a autorizat, altul nu ajunge, autoritatea locală nu a făcut drumul de acces. Cu ce e vinovat beneficiarul și pus la plată la 3.000 de lei? Pentru un serviciu de care nu beneficiază? Am întâlnit foarte mulți oameni în zonele periferice care au spus clar, domnule, dacă ni se ridică deșeurile, noi plătim. Dar nu-i corect să plătim dacă nu ni se ridică. Deci, până la urmă, haideți să fim realiști și să nu fim în alte... Și până la urmă, nu din asta vom îmbogăți bugetul local, nu din taxele acestor oameni care stau în zone periferice vom asfalta drumurile acolo. Haideți să asfaltăm drumurile, să facem drumurile practicabile și apoi să cerem operatorului firmei de salubrizare să meargă să ridice gunoiul cu auto speciale conform autorizațiilor care se dau de la mediu. Eu n-am o problemă, meargă cu elicopterul, dar să meargă, oameni buni. Dacă nu, omul ăsta care are 3.000 de lei, uitați-vă cât are, 3.000 de lei pentru că n-a plătit, și corect că n-a plătit. Și voi susține asemenea cereri tot timpul, că nu mi se pare corect să plătim ceva ce nu, de ce nu beneficiem. Niciunul dintre noi n-am fi de acord să facem lucrul ăsta. De aceea votul meu va fi de această dată în favoarea acestui proiect de hotărâre. Avem instituit în regulament, trebuia, dragi colegi consilieri, să nu punem acea excepție în regulament. De ce am votat-o? Sau cui nu-i convine, modifice regulamentul și scoateți acea excepție. Câtă vreme noi am creat acea excepție, este dreptul omului să beneficieze de ea. Și nu-i normal să-i punem pe oameni la plată dacă nu le asigurăm un serviciu. Haideți să fim până la urmă corecți. Deci eu voi vota pentru a fi scutiți de la plata taxei de salubrizare. Omul n-are nicio vină. Eu cred că doamna viceprimar îmi răstămâlcește cuvintele și nu este normal și nu este corect. Am spus că Herodot și-a asumat că face, nu am spus că noi obligăm oamenii să plătească. Faptul că nu merge și nu-și face atribuțiile și clauzele contractuale nu este vina nici a oamenilor, nici a consilierilor locali. Trebuie să aveți în vedere că există posibilitățile de a, adică de ce nu tragem de la Herodot banii oamenilor? Că nu merge Herodotul, de ce trebuie noi să hotărâm niște lucruri care nu aparțin de noi? Noi nu avem în subordinea noastră Herodotul. În momentul în care, lăsați-mă să termin, în momentul în care răstălmăciți, eu știu că și eu îmi doresc să fie curat, că eu Herodotul de 4 ani cu ochii pe el. Asta îmi doresc și eu, să văd curățenie, să văd ordine și să văd că totul funcționează corect. Dar gândiți-vă în felul următor, atâta timp cât Herodot are în atribuții și în subordine o grămadă de autospeciale, adică vine pe străzi în centru cu camionetă mică și n-a să-mi spuneți că nu urcă autospeciale ab sus pe Sihei sau nu știu pe care zonă, pe Valea Hotarului, să se ducă cu camioneta, să se ducă cu jeep-ul. Nu trebuie să-i punem pe oameni să plătească, adică hai să ne întoarcem împotriva Herodotului. Să-i penalizăm cu banii de la taxele oamenilor care nu sunt ridicate gunoaiele. Dar nu putem noi să hotărâm niște lucruri care nu sunt normale.
Pentru că în momentul în care au pus acele tomberoane în diverse locații pe străzi, poate că trebuie să coboare cineva vreo 10 metri sau 20. Dar cum putem noi ca și consilier să decidem cine plătește, cine nu plătește? De ce nu punem Herodotul să-și facă treaba, să meargă să ridice gunoiul? Adică noi închidem ochii la Herodot, că nu-și face treaba, lăsăm orașul de mizerie, vorba domnului Bodnar, dar spunem că Herodotul nu poate. Dar de ce nu poate? De ce nu-și face, de ce nu-și autorizează camionetele? De ce nu face ceea ce trebuie să facă? Noi vom decide în Consiliul Local pentru că noi am făcut acest regulament și pentru că taxa se încasează la primărie. Câtă vreme regulament scrie care sunt persoanele scutite, exonerate de la plată și pentru ce motive, Consiliul Local decide. Eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Nu se face nici colectare selectivă, nu se face curățenie. Dar, pe de altă parte, din punctul meu de vedere, culpa în acest caz, dacă este să fim obiectivi, aparține autorității locale, că nu au făcut drumul. Bun, să autorizeze elicoptere, n-am o problemă, fie o culpă. Eu vin și spun că omul efectiv nu are nici o vină, indiferent că e vina Herodotului, autorității publice locale sau a cui a fi, omul nu este vinovat și pus să plătească deja 3.000 de lei, cel puțin într-un caz. În momentul în care sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre, numai un pic, nu v-am întrerupt, subscriu ce a spus doamna Curmei. În acel moment, noi, Consiliul Local, ne declarăm incompetenți în a gestiona această problemă cu Herodotul. Ce este așa de complicat ca Herodotul, pe diverse căi, să fie constrâns să-și cumpere o camionetă și să ajungă până la ultimul domiciliu de pe Iapa. Deci, m-ați înțeles logica? Deci dacă eu votez pentru proiect, înseamnă că noi, Consiliul Local, suntem niște incompetenți, da? Să îți acord cu acest aspect, că nu pot să constrâng Herodotul să meargă cu camioneta până la ultima casă din Iapa să strângă gunoiul. Iar pe de altă parte, nu pot să zic că aceasta este soluția, întrucât, să fim serioși, aș fi curios să-i întreb pe aceste persoane ce fac cu gunoiul efectiv. Ce au făcut cu el până acum? Deci acel gunoi, dacă sunt totuși responsabili, îl duc undeva, că nu-l lasă în casă. Deci nu putem spune că nu beneficiază. Că, ei, am de mers, poate, nu știu, 200 sau 300 de metri până la un tomberon, este o altă discuție. Mulțumesc! Deci Herodot nu a ridicat gunoiul. Persoana respectivă nu-i vinovată. Dar de ce vedem aici e o șmecherie. Herodotul merge unde vrea, când vrea, cum vrea. Eu tot am zis domnului primar și domnul primar mi-a dat o replică. Am zis atunci, dacă aș fi eu primar, aș lua de pământ cu Herodotul. Și domnul primar a zis, deocamdată nu ești primar. Am înțeles. Totuși, Herodotul va face mereu schema asta. Are locuri, nu se știe, are locuri unde nu vrea să ajungă sau nu-i convine să ajungă, să fiu corect. Herodotul zice, bă, acolo e greu de ajuns. Da, nu mă duc. Persoana vine și reclamă. Herodotul zice, nu-mi convine dincolo. Herodotul, până la urmă, noi tot acceptăm ce zice Herodotul, că văd că frumos o semnat aici. Herodotul semnează și noi mergem pe mâna Herodotului ca să renunțe Herodotul la o familie, două, trei, 100, 500 de familii și să rămână la Herodot doar zona asta unde sunt blocuri, cu containere între blocuri și să ridice de acolo. Și tot ce nu-i convine, Herodot va renunța. Păi eu zic să renunțăm la Herodot. Pe Herodotul să vină aici și să ne spună că noi am fost aici când a apărut domnul de la Herodot aici și a spus în fața consilierilor și a primarului, eu mă duc și rezolv. Am avut niște cereri care nu le-am aprobat și Herodot a zis așa, nou proprietar, eu mă duc, doamnă, eu mă duc, eu zis la Curmei, eu mă duc, o dau mâna cu mine. Am zis, bă, omul serios, e un om serios, bravo, ăsta va face treabă. Și acum se pare că și el o s-a prins că dacă el semnează la persoana care e nemulțumită pe drept, dacă semnează, Consiliul zice, bă, scutim, așa, și Herodot scapă. Eu nu vreau să scape Herodot. Eu vreau Herodot să meargă în toate colțurile Sighetului, nu doar unde îi place, nu doar pe unde, acum o să mă scuze, Gabi, pe unde trece... Nu, tu ai zis.
Deci noi nu facem nimic să vină Herodot aici și dacă nu poate să spună la revedere, dă mâna, vine altul. Haideți să nu ne întoarcem în timp decât până la începutul mandatului, să ne ducem aminte că actuala modalitate de încasare prin renunțarea la plata directă către Herodot și trecerea acesta către Consiliul Local a făcut ca timp de 4 ani de zile, că sunt 4 ani de zile, să rămână taxa 19 lei. Altfel, aduceți-vă aminte că atunci discutam de o taxă de 20 și ceva de lei. Deci haideți să nu să spunem, haideți să nu ieșim din sfera pe care teoretic am încercat cu toții să o construim, pentru că acest 19 lei s-a reflectat în 4 ani de zile în buzunarele oamenilor din Sighet. Altfel ar fi fost poate 20 și ceva. La vremea respectivă, Herodotul avea în jur de 11-12 mii când cum de plătitori. Astăzi, deci practic din cei 20 și ceva, 30 și ceva de mii de locuitori ai orașului, plăteau 12 mii, adică unii erau buni plătitori și alții erau, să spunem, oameni întreprinzători. Profitau de ceilalți. Am crescut baza de calcul și numărul de oameni care plătesc prin aceste măsuri pe care le-am luat cu toții aici, le-am construit, am crescut undeva la 28.500. Nu pe hârtie, în realitate, sunt cei care plătesc. Nu, doar puțin. Haideți. Nu, că denaturat subiectul și atunci nu putem dialoga. Nu. Astăzi, în baza de date plătitori, dacă înainte plăteau 11-12 mii de persoane din Sighet, dar noi cu toții facem, indiferent că stăm în vârful dealului sau în mijlocul centrului orașului, toți facem gunoi, că îl producem, eu face parte din viața noastră, să zic. Bun, dacă atunci erau 12.000 de plătitori, astăzi sunt 28.000 de plătitori. Ce a însemnat lucrul ăsta? Cantitatea de gunoi pe care operatorul a colectat-o și anterior măsurii și acum este aproximativ aceeași. N-a urcat și n-a coborât mai mult. Depunerea în groapă a fost modificată ca urmare a măsurilor de sortare, tratare, celelalte măsuri care au venit ulterior, să spunem. Dar prețul pe ansamblu la începutul acestei perioade a fost 700 de lei pe tonă. 783, dacă mă aduc eu aminte, și ceva bănuți micuți. Deci vreo 783 de lei. Astăzi suntem la 1100-1200 pe tonă. Și totuși, deși s-a mai adăugat încă aproape 500 de lei pe tonă, prețul a rămas la 19 lei. Tocmai pentru că cei care plătesc au crescut ca și număr. Deși prețul serviciului a crescut de la 780 de lei pe tonă la 1200 de lei pe tonă, respectiv, cantitatea depusă în groapă a scăzut. Tocmai pentru că toată lumea a înțeles și dacă n-a înțeles a fost obligat că trebuie să plătească. Deci e o realitate pe care teoretic trebuie să o recunoaștem cu toții. Noi nu strângem banii pentru Herodot. Noi strângem banii la buget pentru a asigura salubritatea orașului. Proiectul de hotărâre a fost supus votului aleșilor locali, însă nu a avut numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat.